Bună ziua, în conformitate cu prevederile articolului 133 aliniatul 1 și articolul 134 aliniat 1 litera A și aliniat 5, prin dispoziția 139 din 18 anul, 7-a a fost convocat ședința ordinară a Consiliului Local. Sunt prezenți 12 consilieri, absenți domnul consilier Stoica, doamna Geaboc Bădic și doamna Macovei. Este într-un mic vorum. Domnul președinte, vă rog, dați citire ordinii de zi. Bună ziua, de clasă, din clasă deschisă și vă citesc ordinea de zi. La punctul 1 avem aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare Consiliului Local Ilegiu din 28.06.2022. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind revocarea hotărârii Consiliului Local numărul 12.31.03.2022 privind actualizarea HCL numărul 9-2019, prin care s-a aprobat însușirea inventarilor bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Ilegiu. Inițiator, primarul Ienea Nicu Ciprian. Proiectul numărul 3, proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Comunei Ilegiu a două bunuri imobile, respectiv strada Ciunci și strada Costea. Numărul 4. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de acces pe proprietatea publică și privată a Comunei Ilegiu în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor publice de comunicații electrice sau elementelor de infrastructură necesară structurii acestora cu SC Orange România S.A. Proiect numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii unei taxe pentru utilizarea infrastructurii publice, respectiv a drumurilor comunale sau alte categorii de drumuri aflate în proprietatea sau administrarea comunei, de către echipamente, utilaje care transportă material lemnos. Proiect numărul 6. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședințe pentru lunile august, septembrie și octombrie 2022. Și numărul 7. Diverse. Propun spre aprobare ordinea de zi. Cine este pentru? Abțineri împotrivă? Mulțumim. Trecem la proiectul numărul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Ilegiu din 28.06.2022. Cine este pentru? Abțineri împotrivă? Mulțumim. Proiect numărul 2. Proiect de hotărâre privind revocarea hotărârii Consiliului Local numărul 12 din 31.03.2022 privind actualizarea HCL numărul 9 din 2019, prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Ilegiu. Doamna secretar, răspund la modificările respective. 12 din 31.03.2022 s-a încercat o actualizare a domeniului public, inventarului domeniului public, care a ocolit prevederile articolului 289 aliniat 9, care spune că inventarul bunurilor, înainte de a fi aprobat, se trimite la Ministerul Dezvoltării, care emite un punct de vedere în 60 de zile, întrucât se dorea obținerea unor avize pentru strada Ciunci și Costea. Am ocolit această procedură, am atestat la domeniul public aceste două străzi cu modificări, în conformitate cu lucrarea făcută de firma de cadastru. Așa cum am făcut modificările, da, în fapt. Însă prefectura ne-a recomandat să o revocăm și să facem doar... Deci, cele două hotărâri sunt intrinseci. Una revocă, cealaltă atestă la domeniul public și nu inventarul. Una, adică fac parte, doar că fac parte din domeniul public, urmând ulterior să facem o hotărâre mare în care să introducem toate bunurile și să urmăm procedura dorită de codul administrativ la articolul 289, deci să trimitem la Ministerul Dezvoltării. Dar durează, pentru că e o lucrare mare și durează cel puțin 6 luni și s-a dus... E vorba de două investiții, strada Ciunci și strada Costea, pe care noi le avem în vedere anul ăsta. M-am urgentat într-un fel sau altul obținerea vizelor, că altfel ar fi trebuit să ne apuci toamna.
Pentru strada Ciungi am dat de joi ordinul de începere a lucrărilor, de luni ne mutăm pe strada Ciungi pentru a o moderniza. Iar la strada Costea, unde așa acolo am obținut autorizația de construire, cred că ne oprim, din punctul meu de vedere, o să discutăm împreună lucrul acesta la momentul respectiv, întrucât suntem eligibili într-un proiect comunitar și cu apă pe plătirea, e păcat să torni beton în septembrie și în ianuarie să o sparge sau în februarie ca să dăm drumul la apă. Vom începe din zona respectivă și atunci știm că banii avem, proiectul este aprobat, autorizația există, e valabil 2 ani de zile, avem timp în vara cu viitoare să-l modernizăm. Așa cred că e normal, nu are rost să asfaltăm și să-l betonăm cu șanțuri, iar apoi în februarie, martie, când eu sper să începem lucrarea pe plătirea, să fi nevoit să o găurim. Despre asta e vorba, despre cele două proiecte. Domnul președinte, vreau să întreb discuția. La Drăgugești pe strada Ciungi. La Drăgugești este eligibil cu canalul? Este eligibil cu canalul, dar pentru că sunt zone în care nu ne suprapunem cu strada, cu drumul, și pentru că strada Ciungi, jumătate din ea este betonată, nu asfaltată, ne asumăm lucrul ăsta pentru a nu ne aglomera la anul și cu asfaltare și cu betonare și cu canalizare. Și mai permite și o să o betonăm și atunci o aducem oricum la forma inițială, fiind beton, e mult mai simplu să-l tai, să intri doar cu canalul. La Drăguț, la Delen, la Bătăra e vorba și de apă și de canal. La Drăguț e vorba doar de canal. Asta înseamnă o tăiere. Se betonează de la trei fântâni până sus la Pantaler, acolo banta este foarte abruptă și nu încape nici finisorul să turnăm, iar de aici, de la drumul comunal și până la parcarea de acolo, o să fie asfaltat peste pot și până la, pe la Chionea, pe la... Asta era ideea, zic, da, până la 3 fântâni. Am unit-o și noi, dar aici deja am obținut autorizația. Dar noi aveam deja implementat înainte de a ști că vom primi bani. Deja am dat și ordin. Am dat ordinul începerea lucrării, am încredințat lucrarea, e mai dificil să ne oprim și să întrerupem deja o achiziție făcută. Știm firma care va face lucrarea, ordinul este dat, bani sunt, e păcat să mă opresc. O să tăiem atunci câteva sute de metri și mai, fiind betonat, să aduce la forma inițială, nu cred că... Mai e o chestie, constructorul va fi obligat să aducă la forma inițială. O are în proiect. Da, dacă mai sunt alte discuții, proiectul respectiv, cine este pentru? Abținere împotrivă, nu mulțumim. Trecem la proiectul numărul 3, proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Comunei Legiu, a două bunuri imobile, respectiv strada Ciortea și strada Costea, exact. Ceea ce... Nu, asta e citua. Nu, una e revocarea și una e asta e atestarea la domeniul public. Nu mai folosim sintagma inventar domeniu public. E atestarea apartenenței la domeniul public. Inventarul e ceva... Deci se face doar pentru a putea înscrie în cartea funciară atestarea. Inventarul este altceva. Cuprinde, e o hotărâre a Guvernului care ne spune cum se face inventarierea. Asta e doar atestare în vederea înscrierii în cartea funciară a bunului respectiv. Exact. Cine este pentru? Abținere împotrivă. Mulțumim. Proiect numărul 4. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de acces pe proprietatea publică și privată a Comunei Legiu în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor publice de comunicație electronice sau elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora cu SCE Orange România S.A. Aici avem o solicitare din partea Orange prin care solicită acceptul nostru să poată duce fibră optică spre satele Drăgugești și Delen, unde folosesc în mare parte stâlpii E.ON, iar pe tronsonul Felca și curbii serpentine, unde noi am băgat acei stâlpișori din luna public anul ăsta și anul trecut, ne solicită să le concesionăm stâlpii în vederea agățării a cablului pe stâlpii noștri. Ei au venit inițial cu ideea de a-și monta singuri stâlpi, dar nu dădea bine, nu puteam spune stâlp lângă stâlp, stâlp peste stâlp sau săpături. Și atunci, pentru a evita construcția altor stâlpi, am găsit o soluție de compromis, de înțelegere, practic. Orange, prin care concesionăm fiecare stâlp în parte,
Dar un tarif de 3 lei, 5 lei stâlpul pe lună, nu? Sunt 55 de stâlpi care urmează a fi proiectați pe domeniul public. Aici taxa este zero. E un ordin care reglementează. 11 stâlpi care urmează a fi amplasați pe teren închiriat în baza unui contract din 2007 și aici taxa, ne plătește taxă pentru terenul respectiv. 27 de stâlpi amplasați pe teren privat al primăriei și 18 stâlpi proprietatea noastră, proprietatea primăriei. Pentru stâlpii proprietate, nu mai știu care sunt 5 lei și care 3 lei. Pentru cei care sunt proprietatea noastră sunt 5 lei și pentru cei care sunt pe teren proprietatea noastră sunt 3 lei. Da, e un tarif lunar, bani puțin, foarte puțin, dar oricum e o lege care reglementează ce dă voie să îmi dădeam voie. Noi foloseau stâlpii la eu și nu mai dăm nimic. Adică mai vine un bănuț, chiar dacă e puțin, da, în bugetul local. Dacă sunt discuții pe proiectul ăsta, nu sunt, atunci să vin la aprobare. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, mulțumim, am înaintat. Și proiect numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii unei taxe pentru utilizarea infrastructurii publice, a drumurilor comunale sau altor categorii de drumuri aflate în proprietatea sau administrarea comunei de către echipamente, utilaje care transportă material lemnos. Aici... După cum știți, pentru o hotărâre de prin 2013, dacă nu mă înșel eu, nu? Da. 2013 am dat o hotărâre prin care am restricționat accesul pe unele drumuri comunale a mașinilor care depășesc 30 de tone. Pentru că noi nu avem infrastructură, da, să spun, și nu cântar, nu, nici, nu putem să, nici nu putem să facem noi circulație și să le interzicem accesul drumul public, am găsit o soluție din care să ieșim într-un fel sau altul câștigător, pentru că nu putem să le interzicem exploatarea forestieră, despre asta este vorba, în special la Brătir, acolo unde Ocolul Sirvii care parchete an de an și pe cantități destul de mari de însemnate de lemn, am găsit o soluție prin care să le impunem o taxă, aprobat de Consiliul Local, vorba de 5 lei pe metru cub de lemn. Situația este foarte clară, pentru că noi le solicităm printr-o adresă, începând de mâine, după ce aprobăm hotărârea, să ne aducă la cunoștință, după fiecare licitație, cantitatea de lemn vândută, și firma care concesionează să ne plătească câteva mii de lei din care noi să încercăm să mai reparăm din drumurile pe care ele ne strică cu mașini de tonaj greu. Hotărârea din 2013 este valabilă. Dacă se depășește și noi constatăm la, așa, la ochi, nu putem altfel, că cantitatea este mai mare decât cea din documente, ceea ce mi-e greu să cred eu astăzi, pentru că eu știu că e o lege în transitul, la transportul de lemn foarte drastică și nu mai pot să faci șmecherii din câte știu eu, dar cred că se mai facă românul inventiv. Putem cere și solicita și intervenția poliției rutiere sau a celor cu ICTR-ul care au cântar în dotare să cântărească la accesul pe pod, de exemplu. Despre asta e vorba. Cred că taxa aceea nu e o problemă și o putem încasa fără nicio problemă, ținând cont că sunt bani care vin la bugetul local. Da, domnul primar, nu trebuie lăsați să circule ziua, nu? Când sunt 35-40 de grade, el circulă mașina, așa face asfalt. Nu știu de la ora 20, dacă nu putem, 21, putem interveni cu un program orat. Deci am ajuns la situația asta pentru că la Berzunți a fost o situație de genul acesta prin care primăria, prin poliția locală și chiar prin domnul primar, din câte știu eu, a oprit la un moment dat transportul și chiar i-a blocat. Și au ajuns în instanță, făcând chiar dosar penal pentru... pentru nu i-a oprit pe drumul public. Nu ai voie să oprești drumul public să fie... Dar nu putem să fii de la patru acolo sau până la urmă. Cred că poate să nu este folosirea drumului public. E drum public. Șoferii au un anumit orar. Dacă ei nu înțeleg să vină seara, noi blocăm drumul. Acum să înțeleg. Îi blocăm drumul la drumul public în mediul drumul comunal. I-am blocat acolo. Este hotărâre din 2013 care... Nu pot. Nu blocăm drumul public. La drumul comunal. Drumul comunal este tot drum public. Da, nu vorbesc doar de drum cu totul național. Dar nu putem lăsa să zicem drumul comunal. Dar nu avem soluții.
Absolut. Avem o hotărâre de domnul. Poți să opresc cu mașina să intre atunci. Deci este hotărâre, domnul Zărăt. Lăsăm de la ora 20. Este hotărâre de restricționare între ora 11 și 20. Este hotărâre dată asta. Din 2013. Și cine să stea să păzească? Pentru că nu a fost pus în aplicare. Noi! Care? Poți, sunăm la primărie, vin poliția acolo. Dar nu putem, nici măcar poliția locală pe care o avem noi la primăria Hilegiu, nu poate să facă circulație. De la ora 8 sau 10, când a zis până la ora 20, nu am voicicat acolo, nu? Dar, dar tu înțelegi că noi, primăria Hilegiu și poliția locală de la comuna Hilegiu nu are voie să facă circulație? Adică poliția rutieră sau este citereul cel care are dreptul să cântărească? Noi putem să cerem solicitarea poliției rutiere și să stea acolo un echipaj 2-3 zile când se face, să spunem, exploatarea. Nu cred eu că cei de la rutier vor găsi 2 zile în care nu facă nimic și trimit un echipaj la rutier. Dar dacă ești 50 de oameni și blocăm drumul cu un tractor cu remorcă. Dar e ceva, dar vezi că spune atunci ți le asumi și e spăsat penal. Dacă primăria noi nu ne asumăm nici în favoarea cetățenilor, să vină cetățenii și ducă în tribunal. Dar este lege. Deci a făcut-o cineva și a ajuns în instanță. Nu pot să ies mai mult decât Consiliul Local e statul Doi, Consiliul Local a hotărât la ora 20. Am hotărât asta, Fac o sesizare către ei. Să fac o sesizare către ei când se exploatează și cel mai simplu. Exact, așa e. Să faci, ei au datoria. Deci noi prin înștiințarea... Domnul Busioc, foarte bine a spus. Prin înștiințarea pe care noi o facem către ocolul Silvic, vom pune în spatele înștiințării noastre cele 2 hotărâri de Consiliu Local. Cea prin care am votat azi o taxă pe fiecare metru cub și hotărârea veche prin care avem, dacă ați citit-o, ați văzut că avem foarte clar 30 de tone și intervalul orar 11-20 este interzis pe drumul din comună. Mai mult de atât, nu putem face nimic altceva decât să sesizăm. 30 de tone încălcătură sau cum așa? 30 de tone. Lungime și lungime mai mare, 12 metri. Domnul primar, încălcătură sau cu mașină? Masa totală. Adică încălcătură plus mașină. Cine face cu baș? Faceți dumneavoastră cu baș? Faceți dumneavoastră cu baș? Vă spun la implant. 50 de tone punem la încărcătură. Da. Deci asta este hotărârea noastră care e legea Consiliului Local. O putem pune în aplicare doar cu poliția rutieră și cu CTR-ul. Nu poate să meargă primarul și nici consilierul local, că eu nu mi-o asum și nu v-aș spune nici nu v-aș asum, v-o asumați, e dosar penal. Și atunci... Nu dă interzis pe acuzatorie. Așa nu dă interzis pe acuzatorie. Hai să puneți pe aprobare. Sunt de bașă. Supunem spre aprobare, cine este pentru? Deci vorbim doar de tax. Celălalt hotărâre este valabil. Apropo de chestia asta, pe tonajul ăsta, sunt persoane pe cine este? Cine se abține? Pentru toată lumea. Nu se abține. Pentru toată lumea. Cum? Pentru toată lumea. Ce ești treabă pentru toți? Respingeți? Dar repet, Dani. Taxa de 5 lei? A, nu, la taxa nu. Pe la taxa nu. Domnul Zărnescu, haideți să clarificăm. Hotărârii cu... Pe perioadă între 11 și 20 avem hotărâri deja în vigoare. Deci nu e anulat hotărârea. Hotărârea este. Acum stabilim doar taxa de 5 lei pe metru cub. Sunteți pentru sau împotrivă? Nu pentru taxă sunt de acord, dar pentru funcționarea mașinilor, total. Deci noi pe ordinea de zi, domnul Zărnescu. Noi le aducem la cunoștință. Deci este pentru domnul Zărnescu, unanimitate. Da, mulțumim. Trecem la următorul proiect. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședințe pentru lunile august, septembrie și octombrie. Aici, cine este următor? Melindi. Deci propuneri pentru domnul Melindi. Cine este pentru? Pleci și... Păi cine-i după tine? Dacă pleci, nu mai ține ședință. Nu mai ține ședință, da. Potăm altul, mă. Cine-i? Pune-mi pe următorul. Păi, dar ești în concediu? Poate. Da, domnule, dacă nu o ținem, da. Deci propune pe... Sărit. Pe Oprea, propune pe Oprea. Nu, da. Cine e pentru? Melinte ar fi fost următorul. Oprea, da. Probabil că o să plece. Dacă să pleci 3 ședințe... Nu contează. În fine. Cine este pentru domnul Oprea? 15 august.
Abțineri împotrivă, nu, unanimitate. Toată lumea este. Și următorul proiect diverse. Cine se scrie la cuvânt? Haideți domnule, dacă dați, dacă dați voi la diverse, să încep eu cu o discuție și apoi dumneavoastră. Domnul Melinde, domnul Oprea după, și mai cine? După cum știți, pentru că am făcut public pe Facebook, am fost eligibil într-un proiect destul de mare și cred că cel mai mare proiect pe care l-a avut comuna noastră. E vorba de alimentare cu apă și canalizare în două sate, Brătira și Drăgugești. E vorba de un proiect de 6 milioane de euro, vă 30 de milioane vechi, asta înseamnă vă 30 de miliarde, nu, vă 30 de milioane noi, vă 30 de miliarde vechi. Dacă mă credeți, eu nu prea știu să-i socotesc foarte bine, că nu mă așteptam să fim eligibil pe proiectul ăsta. V-am și spus-o că încerc, dar nu știu și nu cred că vom fi eligibili. Dumnezeu ne-a ajutat și poate acum ne bucurăm și mai mult, ținând cont și de situația climatică pe care o parcurgem acum în această perioadă. Vedeți cât de mult înseamnă să ai apă și câtă nevoie de apă este. Îmi doresc să ne apucăm cât mai repede de lucru. Vorbesc de un proiect finanțat, nu de un proiect care urmează a fi finanțat. Adică banii sunt în contul Ministerului Dezvoltării, nu urmează decât noi și primăriile toate să mișcăm cât mai repede motoarele, să le turăm și să putem căpăta avizile și să obținem apoi o firmă prin licitație care să execute aceste lucrări. Avantajul nostru e că nu sunt foarte multe proiecte pe apă și canal în județ și atunci sunt convins că vom găsi și o firmă serioasă. La nivelul ăsta nu se poate altfel, că nu cred că pot participa decât firme cu potențial, experiență în domeniu, firme cu puternice, pentru că e vorba de foarte mulți bani, bani pe care trebuie să-i susțin într-o bună parte a proiectului. Cred că după aprecierea mea, undeva prin noiembrie-decembrie, avem șansă să scoatem la licitație acest proiect, pentru că durează destul de mult, 2-3 luni, parte de avizii, chiar dacă legea ne spune astăzi că în maxim 30 zile trebuie să obținem avizile. Dar suprafața este destul de mare, trebuie să ridicăm topo toată Brătira și apoi tot Drăgugeștiu. De aici, practic, se pornește că nu putem să facem proiectarea tehnică fără să avem ridicările topo, să știm exact cote și cunoaștem traseul proiectului pentru că l-am gândit de anul trecut și pe alimentare cu apă și pe canalizare atât la Drăgugești cât și la Brătila. Eu sper și îmi doresc enorm și sunt convins că ce mi-am propus în viață de una s-a realizat, că undeva la începutul anului, ianuarie-februarie, să dăm voie de începerea lucrării și apoi în 2 ani de zile, poate la sfârșitul mandatului, să avem apă. Să dea Dumnezeu să fie un an mai bun, să fie de acum încolo un an mai bun în care pânza freatică să se ridice și noi să avem apă, pentru că anul ăsta e dezastru și am văzut cu toții că am rămas fără apă și în fântânile proprii, când le consum doar tu 100 de grame de apă pe zi. Ce nu mai vorbim de izvoarele din zonă, mai ales că în zona noastră, știți și v-am mai spus de atâtea ori, nu avem apă subterană, nu e foarte simplu. Mulțumesc Dumnezeu că ce am gândit la Drăgugești acolo încă mai curge și curge neașteptat. Săptămâna trecută, de exemplu, am umplut de două ori rezervorul pentru deleni, ținând cont că foarte mulți au acele instalații cu rezervă în gospodărie, cred că 70% din populație are apă aproape zilnic, oprindu-și o tonă, două de apă la fiecare umplerea rezervorului. La fel la Drăgugești, în mare parte din sat ajunge apa doar în zonele mai înalte cu restricții. Nu pot să gândesc un program, cu toate că lumea îmi solicită acest lucru și mă sună zilnic aproape și la Delen, la Drăgugești, la Helegiu, nu avem cum să facem un program de alimentare cu apă, pentru că nu avem decât o singură conductă de alimentare. N-am cum să opresc din capătul satului să nu mai curge la, scurgă la Brătir, la Delen, în capătul de sus, dacă ea trebuie să treacă pe acolo să ajungă pe piatră. Nu există varianta asta. Putem să jonglăm doar pe uliți, dar de obicei ulițele sunt mai înalte și atunci programul respectiv nu putem să-l creăm. Pentru că vorbesc de apă, vreau să dau citire și unei cereri din partea doamnei Geaboc. A trecut vineri și ne-a lăsat o solicitare. O discutăm astăzi împreună, poate găsim o soluție. Nu știu dacă o să o rezolvăm sau putem duce la capăt, dar cu siguranță ne putem implica și să găsim o soluție, să ajutăm satul Brătila. Doamna aici reprezintă doar satul Brătila și problema pe care o ridică. Dacă îmi permiteți să o și citesc, subsemnata Mihail Dargea Bobădică, dată de Consilier Local, vă rog prin prezența să supuneți discuției Consiliul Local identificarea unor soluții optime care să vină în sprijinul populației comunei aferate de secetă. Precizez că în satul Brătila, singurul sat din comună fără rețea publică de apă, situația este de-a dreptul alarmantă. Satul este îmbătrânit, situația economică a locuitorilor este mult mai precară decât în celelalte sate. Oamenii
neputându-și permite construirea unor fântâni proprii. Solicit de asemenea domnului primar sprijin tehnic și chiar juridic în inițierea unui proiect de hotărâre care să aibă ca obiect înființarea unor puțuri sau fântâni publice. Proiectul propus privind înființarea unui sistem de alimentare cu apă este cel puțin pentru moment greu realizabil, dar chiar și în cazul în care ar fi fost realizabil sau licitat sau finanțat sau contractat, un astfel de proiect, recepția lui va fi posibilă mai, numai curând de 5-6 ani. Vă rog, dragi colegi, domnule din executiv, să aveți în vedere această soluție de urgență pentru a asigura sursa de apă potabilă cetățenul comunei acolo, de pe, unde pe o distanță de câteva sute de metri sau kilometri, lipsește cu desăvârșire. Spun aceste lucruri fără a lua în calcul situația dezastruoasă a unui posibil incendiu. În speranța acordării sprijinului în vederea inițierii unui proiect de hotărâre în acest sens și mai ales în speranța analizării cu celeritate, asociării vă mulțumesc. Mihail de Băbădic. Asta este situația pe care doamna Băbădic a stat-o vineri după masă la primărie. M-am gândit, după ce am văzut-o, dacă noi, Consiliul Local, noi, executivul, reușim să avem vreo posibilitate să curățăm sau să facem ceva în plus la fântânele respective. Din punctul meu de vedere, nu este prea la îndemâna noastră, pentru că fântânile din Brătila sunt private, nu avem nicio fântână publică, chiar dacă este construită, să spunem, în domeniul public, dar cele mai multe sunt private. Noi, ca și instituție, nu putem să investim în locuri private, dar n-ar fi asta o problemă, că am găsit o soluție. Întrebarea mea este, dacă acum pe secetă încercăm să adâncim unele fântâni, nu facem mai rău, întreb poate pe colegul meu care consultă și poate știe mai bine. Clar, pânza freatică este foarte scăzută din cauza secetei. Poate dacă dăm și mai plouă ca seară încă de 2-3 ori, pânza freatică își va reveni și apoi izvoarele își vor recăpăta punga de apă. Dacă ne apucăm de săpat, de curățat, să nu pierdem izvoarele, să nu facem mai rău. Singurul loc public din Brătila ar fi ciușmeaua aceea de la Ciortea, de la Sorin, unde am grijă Sorin, care are un izvor de suprafață. Acolo, dacă umblăm, eu cred că s-ar putea să pierdem izvorul respectiv. Nu știu cum putem veni în sprijin. Da, de unde vin, este de dreapta. E clar, un izvor de suprafață, nu e un izvor de mare adâncime la care se cură, să mai cobor 2 metri, 3 metri, 5 metri. Construcția unor alte fântâni, la fel nu știu dacă am reușit într-un domeniu public să facem o fântână, poate încercăm, dacă identificăm două zone în care am găsit și apă, să încercăm. La fel, e vorba de o fântână publică care omul să-și ia apă doar pentru uzul în casă sau pentru consum. Săptămâna trecută, administratorul public și cu vecinii lui din strada Pădureț, zic bine, au închiriat un utilaj de la Marian Ghilogaș, da, și au încercat în mai multe puncte să săpe, s-au grupat, cum s-au grupat bătrânii de fiecare dată, să aducă apă în zona aceea de Pădureț. N-au găsit. Au săpat 3 zile cu îndita mai excavatorul, în nu știu câte puncte, prin, nu știu cum se merge exact zona respectivă, în Hâci, bravo, și n-au dat de apă. În schimb, s-au mutat acolo unde aveau izvorul lor și care l-au secat, au mai săpat acolo stânga-dreapta și spune că pare că s-ar mai fi dat drumul la ceva apă. Ar fi bine ținând cont că e secetă și că dacă își revine pânza, poate l-ajută mai mult. Nu știu cum să fac, credeți-mă. Dar discuția asta a doamnei Bădic era în situația în care nu aveam garanția că avem un proiect pe care îl vom pune în practică. Eu sunt convins că acest proiect va fi pus în practic, sunt convins că dacă aveai o șansă să recepționezi, cine va veni după 2024, ce se va întâmpla, nu știu, dar cu siguranță acest proiect va fi dus la capăt și finalizat. Să dea Dumnezeu să găsim sursă de apă. Problema este asta, alta nu aș avea. Din punctul meu de vedere, soluția pe care eu am recomandat-o proiectantului, ca apa să vină de undeva din Albia Majoră a Taslăului, din zona aceea de, cum se numește? La Râpa Gâtului, acolo, în apropierea Taslăului. Cred că e singura de unde putem lua apă suficientă să ajungă sus Pădureț și de acolo să plece în toată comun, tot satul. Dacă noi finalizăm și ducem la cap acest sistem și cu o bună cantitate de apă din zona respectivă, eu sunt convins că vom găsi apoi înțelege și la fântânele și la celelalte centri unde mai sunt zone cu apă, prin, dincolo de Părău, că Brătila are apă, nu are astăzi și nu a avut acum ultimele două luni pentru că există care nu au fost din 30 de ani în urmă. Dar mai sunt zone cu apă în Brătila. Eu sunt convins că acea sursă mai poate fi suplimentată.
cu siguranță, nu aș vrea să duc la capăt un proiect așa, irupiți doar de dragul de a-l face cineva, să iau apă de la Helegiu, așa cum a fost gândit sistemul vechi, sau să iau apă toată din fântânele, pentru că nu cred că e soluția cea mai la îndemână. Soluția de a găsi apă în fiecare sat pentru satul respectiv este singura. Este singura. Și eu cred că acolo, la nivelul Taslăului, mai ales din experiența pe care avem acum la Drăgugești, unde pe părâul Glodului, unde a secat, acel dren paralel cu părâul la 3, 4, 5 metri în stânga, zic bine, are apă. Adică noi de acolo scoargem apă. Chiar dacă pe sus nu mai circulă deloc, că părâul s-a ascuns, a secat, apa în subteran, încă se adună. Dacă am reușit să adunăm 400 de metri cub de apă săptămâna trecută la Deleni, în situația în care 4 s-au consumat și pe Drăgugești, fără discuții, că e pe jumătate, înseamnă că în situația asta tot a fost apă pentru două sate. Nu este o apă suficientă pentru noi. Se consumă foarte multă apă și a crescut enorm de mult consumul. Și pentru că avem toți acasă acum mașini de spălat automate, facem dușul, băi, ceea ce este normal pentru 2022. Dar vă spun că va fi destul de greu și dacă continuă timpul așa, nu știu care va fi soluția. Eu mă uit la Helegiu, unde n-am crezut niciodată că reușim, că vom rămâne fără apă. Eu am rămas fără apă în fântână, eu folosesc fântâna. La mine, la cafenea, în partea cer, nu este apă nicio de pod. Și niciodată nu am crezut că fântâna respectivă poate să sece. Am rămas miercuri seara fără apă în fântână. Deci nu am costat ceva să sepe din nou. Asta vreau să vă duc la cunoștință. Zona aia acolo, la Rima Gătunia, pentru că vițe la râstă, în zona aia. Frumușă numai care apă, în satul. Da, da, da. Scoate apă de acolo și nu stă, nu stă niciodată. Deci foarte noi, bine, noi astăzi... Eugen. Da, dar pe partea ce n-am putut să luăm. Este singura variantă, iar soluția pe care noi atunci am gândit-o, am trecut cu proiectantul, cred că e singura, nu există altă variantă. De acolo de jos, luată cu pompa, dusă sus pe izlazul nostru, pe punctul cel mai înalt, care deja l-am identificat, putem să ne facem și lucrarea, să nu întâmpinăm aceleași probleme care avem și astăzi cu sistemul de la Drăgugești, unde nu suntem proprietari pe aducțiune, unde nu putem să ne autorizăm cum ar trebui să o facem. Adică făcut tot așa cum trebuie făcut și dus la capăt, normal, legal, fără să avem probleme de după. Eu nu vreau ca cel care vine după mine să aibă acești probleme pe care le am eu astăzi, să plătesc amenzi la ABA sau la SEGHA, pentru că folosesc o rețea care nu este autorizată sau pe care nu pot să o autorizez, din diferiți factori. Chiar mă uitam în diferite postări pe Facebook, că lumea mai se mai plictisește acasă. Dacă nu au ocupații, mai scriu pe Facebook, nu au ce să facă. Că actuala conducere și actuala administrație au blocat proiectul de la Brătila. Nici nu a fost discuții niciodată de blocarea unui proiect. Proiectul respectiv a fost un proiect balamala să prindă punctaj în 2007 cu două soluții total ireale din punctul meu de vedere. Nu puteai să duci apă de la Hilegiu la Brătila, cu nu puteai să iei nici apă din fântânele în 2008-2009, când omul avea apă în Brătila gratuit. Puteam să iau apă de la fântânele pe un domeniu privat, pentru că acolo e grădina unui om. Să o captez eu, să o bag în rețea și să iau apoi apă cu taxă. Nu exista varianta asta. Sau să iau apă de la Helegiu, să trec pe la Brătila, pe la Bârțănești, prin braza unei comune unde eu n-am voie să investesc și să duc apă în Brătila. Nu mi se pare normal. Așa cum s-a greșit și soluția din punctul meu de vedere, să aduce apă din Drăgulești pentru Deleni. Și după asta avem un continuu, conflicte de două sate, că iei apa mea, o duci la Deleni, când ar fi trebuit să găsim soluția la nivel de Deleni. Cu apa din șes, sâmbătă semnăm contractul cu achiziția terenului. Cu achiziția terenului. Nu știu cât de multă apă este acolo, va fi un sistem la fel care va aduce plus supra cantității de apă, cât va aduce, nu știu, mai bizez pe niște foraje pentru căină, pentru căină curge. Curge mai puțin ca anul trecut, diferență. Da, dar curge mai puțin decât anul trecut. Da. Dar acolo mai mizăm pe 2-3 foraje, cât la fel în zona de protecție a Taslăului, în șes acolo, și poate mai găsim ceva. Cu ce am luat acum de la Drăgugești, deci ce am făcut anul trecut la Drăgugești, să știți că a dublat apa. Dacă drenul nostru acum ne scotea undeva la un litru, un litru jumate pe secundă, azi avem în jur de 3 litri și un pic la Drăgugești. V-am spus, avem 800 de metri cub de apă la Drăgugești de Len, săptămâna trecută, când a plouat de 2 luni aproape. Eu nu sunt mulțumit, că sunt și oameni care nu sunt mulțumiți de lucrul ăsta. Și cum am eu apă la fântână în fiecare zi, cred că își doresc și ei să facă duș zilnic, să meargă mașina cu apă în fiecare zi. Dar să știți, că ne străduim și îmi dau toată silința, atât eu cât și colegul și dumneavoastră, credeți-mă că nu vinim acest nicol, că nu să dormim. Păi dă Dumnezeu să le scoatem la capăt, nu vreți că nu o să am un proiect și o mare la sfârșitul mandatului să fie finalizat.
Și după aceea nu vedem ce mai fi mai târziu. Dacă aveți dumneavoastră discuții. Domnul Sorin. La fântânile, la diverse? Da. Tot la Brătila, la majoritatea oamenii își curăță fântânile. Eu știu că oamenii sunt gospodari în Brătila, dar... Revină, sigur... Avem noi o chestie noastră de a băga bățul prin gard, așa să zădărâm câte... Corect. Când e totul... O bursă nu mai are mai jos, bagă de tub 200, bagă de 60. Toți își mai adăugă. Și mai avem și problema care am subliniat-o de mai multe ori. Domnule, omul irigă, irigă nu știu ce, porumb, roșii. Dacă ar fi apă doar pentru consumul menajer și potabil, vă spun eu că chiar am avea apă, așa, în condițiile în care sunt așa cum sunt. Vorbesc de Drăgujești și de Leșu, nu neștiință de cauză, știm cu toții, inclusiv cu toții. Deci gândiți-vă că eu sunt la primărie din 2004, nu știu câți ani sunt. Niciodată eu nu am văzut izvoarele la fântânele, pentru că ieșea supra plinul, totdeauna aici la Ciușu, la... curgea totdeauna, mă minunam cât de multă apă curge de acolo, de unde mai curge. E acum nu curge deloc. Dar nici nu s-a adâncit un pic butoiul de acolo, de la fântânele, domnul primar. E adevărat. Adică, dar noi nu putem, pentru că e pe domeniul privat. Eu pot să mă duc acolo, dar la anul am curgea de conturi, iar cheltuiala aceea, pentru că nu putem face cu munca noastră, nu poți să fac hârleț acolo și nu puteți să iau o firmă, da, să facă lucrarea. Ca să poate conta suma respectivă de a adânci puțul de la fântânele, plus de asta discutam cu Vale Drum. Vale cunoaște foarte bine zona, pentru că, din câte știu, e undeva pe terenul fostului bunic sau ceva în genul ăsta. Și nu, dacă te cobori mai mult acolo și ai trecut peste plasa de apă, ai pierdut apa. Dovadă că el acum în Hâgi mă sunaseră atât de fericit toată lumea de acolo. Domnul primar a dat de apă. Când o dat, o cupă vreo 2 metri cu un excavator mare al Ghilogaș. Când o dat o cupă și-a mutat un bolovan, a plecat cât o căldare de 5 grame la apă. Și o curs exact 5 minute. După aceea o săpat 2 zile, am găsit un firișor de apă. Explicați-mi dumneavoastră cum a fost cauza. A ajuns undeva la sârgă din trasa, știi, care nu trece apa prin ea. A fost o pungă de apă de la scurgeri, de la infiltrații, rămas de câteva tone de apă. Când odată aia iau bolborosi și gata, îmi dat lovitura, au plecat toți, aducă cofrage, să aducă, s-a pus de apă, în cinci nu s-a liniștit apă, n-a mai curs absolut deloc. Au săpat 2 zile și n-au mai dat de apă. Au stricat tot hâgiul ăla, în toate părțile. Au săpat, au făcut dintre primăria nea, când au săpat. Dar să mă duc, dar așa are utilaje bune și mari. Au săpat cu zita mea mastodontul ăla de pământul. Asta e apa noastră acum. Dar poate, eu nu știu, eu sunt încrezător și cred că Dumnezeu nu ne lasă, trebuie să ne schimbăm noi, cred că, într-un fel sau altul, comportamentul și să mai fim o leacă mai buni, mai răbdători și o scoatem la capăt. Nu știu, cred că și pretențele sunt foarte mari. E adevărat, sunt zone în care apă este foarte multă, dar eu când sunt născut la Taslău și mă uit că Taslău nu mai curge, vezi bucățele de săpunul calului și fântâni care au avut apă toată viața și azi sunt secate, nu pun o problemă. Băi, e o problemă națională, nu știu, internațională. Poate să fie o problemă mondială pentru... Cred că mondială. Cred că mondială. Mă uitam la Bicaz. Am fost plecat până la mănăstire la Durău, vine joia trecută. Deci, lacul Bicaz, acel Bicaz, lac de, care alimentează Bacău de acumulare, e la jumătate scăzut. La podul acela, viaductul ăla de la izvorul munte, nu știu cum se numește, nu se mai vede coada lacului, numai știți că e o stâncă pusă undeva acolo, numai nisip, numai fund. Da, eu o să încerc și o să găsim, nu știu, cu Sorin, cu Dan, cu cei de la Brătila, să identificăm două, trei fântâni, dacă putem să venim în sprijin să mai curățăm, găsim o soluție să vă aduc cu cineva, nu știu. Dar să știți că se discută brătilele. Eu știu că sunt oameni gospodari și mai duc la unul la altul. Mă uitam, stoc, mi-a făcut o fântână anul trecut și chiar nu vedeam chiar avut apă. Toți vecinii de pe acolo s-au săraci acolo. I-am dat, lasă să ia apă fiecare. Dă Dumnezeu de hidrofor, cred că nu o să fie un milion în plus sau în minus. În situația asta, eu nu cred că va mai continua mult. O să mai dea o ploaie săptămâna care vine, mai poate mai plouă pe 2 săptămâni, treci undeva rasa arzătoare și își revine. Uite, plăce că asta eu cred că o prins bine tare la porumb și la vie și la... Mai trebuie ploaie, da, mai trebuie ploaie. Dar o ploaie, să știi, 22 de metri pătrat, adică destul de mult. Bă, dar e legiul ploaie 22 de trieri. Practic, eu măsură. Da, dacă aveți alte întrebări tu la diverse, să depășim situația cu apa. La biserici, n-a spus niciun pe acolo. Au fost trimis băieți acolo. Nu știu. Nici o mână de balastru. Acolo la Brătila au pus, doamna Iana? Da, balastru s-a pus la becul tot, nu? Și mai ies în bătonunt acolo. Nu, nu pus becul tot. Da. Adică nu știu, nu deci a fost singura trecută nuntă la gelul, acum are cu viața. Deci noi avem un contract de menținanță cu o firmă de electric.
Nu e altcineva solicitat, îi solicităm pe oameni să îi facă treaba. Că a pus domnule, avem 5 becuri, 5 becuri din montat. Acolo nu există. Că mergi la montat, voi verificăm. Ce se întâmplă? E o chestie care vă unii scapă. Atunci când noi am pus acele lămpi... Nu mergea din nou aseară. Dar nu a mers nici pentru că becurile dintre lămpi... Deci palastru, da. Becurile dintre lămpi vom renunța la ele. Totdeauna ai urmat publicul comunal. Deci eu a fost un stâlp da, unul nu. Un stâlp da, unul nu. Iar ei știu clar, domnule, unii ai un bec, da, unul nu, ăla, becul de stâlpul de mijloc, a avut bec clasic, dacă s-a ars, nu mai schimbăm, lăsăm doar lămpile care au consum economic. Cred că asta a fost situația. Acolo pe strada bisericii, dacă tu ți-ai angajamentul că săptămâna asta sau săptămâna care vine ești liber, îți dau un utilaj, trebuie să fii tu acolo și știi, eu știu că așa am dreptate. Trebuie făcută scara aceea ta sau ce ai tu acolo de urcat sus, că nu încape nimeni să poată... Dar nu acolo, era un becul de la mijloc? Nu, vorbesc de drum. Dar e lampă lângă becul ăsta? Este lampă de asta? Închiriez. Nu, este la următorul stâlp, este lampă? Da, este lampă. A, înseamnă de aia nu schimba băieții, pentru că așa s-a stabilit. Unde este lampă nouă, dacă e un bec din ăla vechi, cap de berbec sau ce dracu, cum îi zice la rea, ăla nu-l mai înlocuim, rămâne doar lampă. Un stâlp da, unul ba. Despre asta e vorba. Da, nu știu. Dacă sunt consecutivi... Trebuie văzut. Iar pentru drum, aduc un utilaj pe care eu îl închiriez mix. Acolo e un drum, acolo, unde mușul la bunit puntea aia. Dar unde zici că e? Drumul către Neunică trebuie făcut. Către Neunică acolo... O facem și pe ăla, să terminăm drumurile care unii circulații. Da, dar problema e că nu poate intra în mașină camionul din cauza copacilor și nici bascula. Ea nu mai stă acolo. Când merge pe cum merge, nu mai e nimeni acolo. Dar merge pe ăla într-o ăla. Merge, dar cum e nimeni oricum pe ajunge. Dar nu mai stă acolo într-o ăla? S-o mută la oia, nu știu. Da? Da, nu știu. Știu că pe cap acolo. Este un pic la mijloc. Și unul mai acolo, de data de mare. Dați că verific eu diseară. Diseară verific personal, să văd la Mariana. Eu știu că și la Mariana a fost pus bec. Dar în fine. Eu așa știu și eu, ce Dumnezeu. Am primit confirmare că a fost pus. Ok, altceva. Domnul primar, vreau să spun și eu. Pe străzile la Neavasă de Tănase, două acolo și două dincolo. Dacă e aceeași situație în care sunt lămpi stânga, dreapta și cel din mijloc a fost, ce s-a întâmplat? Pentru a nu pune omul în cap când am băgat lămpile noi și dacă s-a întâmplat să rămână becul vechi pe stâlp, l-a lăsat pe stâlp. Omul s-a învățat că are bec și la el în fața porții, dar până atunci avea oricum. Dar când a numărat unul da, unul nu, el acum dacă s-a ars, echipa nu l-a mai stins. Știi care trebuie, a zis că două curița lui și două curița ai la altul. Da, verificăm. Ce-o dat de jos? Verificăm. Aia, dar numai înainte și la ai la altul. Găurile alea în asfalt. Deci unul începe un asfaltare la Brătila și o să duc și acolo două roabe de dar două groapi la Brătila, tot drumul, sunt două groapi la Mocan. Și-a venit și la Adelaide? E așa aici, bani. De la Adelaide am ridicat. Găurile astea două nu s-au făcut. A, găurile nu, da. Am una aici, unde am săpat pentru canalizarea la cămin și la unde facem sistematizarea. Am două la Brătila și două la Adelaide, unde s-au făcut două avarii, la intrare pe stânga și una mai sus. A fost doar canalul ăla, că voi vreau să ridicăm. L-am ridicat, dar era trebuia ridicat neapărat, că nu mai... Și am dus tot băieții de aici, de-au schimbat al cămin. Mi este foarte greu să contractez o firmă să-mi fac doar cele 4, 5, 6 plombi, pentru că mă costă mai mult plombatul decât manopera și transportul. Dacă tot torn asfalt la Drăgugești, săptămâna care vine, atunci o să ia într-un camionet asfaltul încins, o să pun în două cele două și o să le scoatem la capăt. Oricum o să spargem tot, vă dați seama că tot drumul va fi tăiat pentru canalizare și apă. Bine că la Brătila nu s-a investit pentru stratul de asfalt și poate vom reuși să, cu ocazia asta, să-i punem un strat de uzun. Când începe măcar că ora aia, adică să mai facem probleme. Deci o facem pe... Aia o iau odată cu intrucurată, cu zeta mare. Acolo la... Am mai intervenit, nu ne-a turnat cu alinț. Da, acolo... Dacă acolo la cred că acolo, zic că acolo e ceva, o pânză, e o pungă de apă, ceva, ori o conductă care traversează, ori nu mai vine. Ceva este, pentru că e apă, el se lasă din cauza că e apă de sub. Da. Și la Calai? E acolo, e acolo. Acolo, în zona aceea. Și la farmacie este. Știu de el. Da, dacă mai sunt alte. Dacă nu, vă mulțumesc. Declar ședința închisă, vă mulțumesc pentru participare. Pe zi bună la toată lumea.